să anunț că acest proiect nu a fost făcut cu niciun substrat, ci la data promovării lui au intrat toate cererile care erau depuse în registratura Consiliului Județean. Având în vedere că, ulterior convocării acestei ședințe, am primit și alte cereri, l-am retras, urmează să analizăm și cererile primite ulterior. Proiectul de hotărâre care a stârnit indignarea grupului politic PSD-PUSL viza aprobarea asocierii județului Prahova cu unele localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2024 pentru realizarea unor obiective de interes public. Acesta a fost inițiat de Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, cu atribuții de președinte. Doar că dintre cele 33 de primării care urmau să primească bani, 32 erau conduse de primari PNL și doar unul PSD. Doar din partea primarilor PNL. Deci dacă vă uitați pe listă, nu sunt solicitări doar din partea primarilor PNL și dacă vreți să vă răspund la această întrebare, cine a fost interzis să depună solicitare? Am înțeles. Din 33 de OAT-uri, 32 sunt PNL. Spuneți-mi un primar PSD care a fost interzis să depună cerere. De unde au știut doar cei de la PNL? Nu e vorba de unde au știut, mulțumesc. Este vorba de oricum, cine eu vă solicit să retrageți de pe ordine de zi toate proiectele, nu numai proiectul numărul 1. Într-un final, proiectul mult contestat a fost retras de pe ordinea de zi. Este inadmisibil totuși să dăm 1.100.000 de lei pentru un ecran LED la Comarnic. Este inadmisibil și n-am înțeles că asta e, care este urgența în acest fel. Când s-a depus și s-a făcut acest proiect, automat s-a făcut pe baza cererilor care au fost depuse până la momentul când s-a făcut proiectul. Am înțeles, dar... Ulterior, așa cum a explicat domnul președinte, ulterior au venit alte cereri. Un alt proiect care a stârnit reacții contradictorii a fost cel de parteneriat între CJ Prahova și Primăria Ploiești pentru extinderea și modernizarea canalizării, care ar urma să deservească stația de epurare din cartierul Mitica Apostol, doar că stația ar putea fi gata și dată în folosință în cel puțin 3 ani. Observ cum dintr-o dată un proiect pe fonduri europene, cu deschidere mâine, da? Se pare că pentru grupul PSD și pentru domnul prefect nu mai este important. La fel cum au fost nenumărate. Nu s-a transmis nicio cerere, nu s-a propus nicio cerere. Și cum s-a întâmplat să fie doar peneliști? Nu sunt numai peneliști și nu s-au luat în cal. Toate solicitările înregistrate au fost luate în cal. Da? Dar de ce nu vreți să explicați cine a transmis solicitările și în ce constau aceste solicitări? Anexa este la hotărâre. Au fost primari PSD care v-au spus că au încercat să trimită sau n-au știut? Sunt mulți primari PSD care au trimis solicitări în cursul anului. Și? Și vă întreb acum, de unde acești 32 de primari PNL care au trimis solicitări pentru parteneriate? Așa dintr-o dată. De unde au știut? Surse politice au dezvăluit în ultimele zile faptul că Iulian Dumitrescu, președinte CJ Prahova, plasat sub control judiciar pentru încă 60 de zile de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, ar face mai multe discuții și promisiuni pentru a-i atrage de partea sa pe mai mulți primari PNL și s-ar vehicula sume de peste 21 de milioane de lei pregătite pentru această operațiune, arată acelea surse.